A fost un pic mai ușor decât ați fi așteptat. Da, din fericire, astăzi i-am dominat pe Coxan la toate capitolele. Am pregătit bine meciul, nu știam cum va fi. Mă bucur că jucătorii au reacționat bine și am putut să fac o rotație adâncă, să joace toată lumea și să intre pe teren toți. Mă bucur că toți care au intrat pe teren și-au făcut datoria și au fost concentrați la joc. Nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece, vin meciuri foarte grele, trebuie să rămânem concentrați, să ne atingem obiectivul și să încercăm să intrăm în primele 5. Asta ne dă un dram optimist. Oarecum această victorie era așteptată pe teren propriu. Foarte important a fost victoria de la Ploiești, victoria de la Craiova. Aceste victorii au fost importante. Dar, cum v-am spus, trebuie să rămânem foarte concentrați pentru că mai este încă drum lung. Mai sunt multe etape până se termină prima fază și este foarte, foarte important să mai aducem minim două victorii. Știu că sunteți concentrați înainte de partidă, dar ați văzut ceva din ploaia de plușuri? Am văzut, dar foarte frumos. Mulțumesc această cale tuturor suporterilor care sunt meci de meci alături de noi și care ne susțin necondiționat. A fost foarte frumos și așteptăm în continuare să vină să ne susțină și în momente bune și în momente rău. O să ne întâlnim cu suporterii înainte de Crăciun, între sărbători, da? Ai vreo dorință? Dorința cea mai mare, bineînțeles, este să avem sănătate și să ne calificăm în primele echipe din țară. Ce urare către suporteri? În primul rând, sănătate, cea mai importantă, și apoi să se bucure de aceste sărbători, să vină să ne susțină la cât mai multe lucruri.